dumneavoastră, stimați telespectatori, astăzi am o foarte mare bucurie la această emisiune, pentru că primarul comunei Nănești este o doamnă. În sfârșit am și eu plăcerea să stau de vorbă cu o doamnă în calitate de primar, doamna, nu eu. Bună seara! Bună seara! Doamna Nuții Balinca, deci, stimați telespectatori, primarul comunei Nănești. Stimată doamnă, am venit cu foarte mare bucurie, mai ales când am auzit că la Nănești sunteți dumneavoastră. Am vrut să văd și eu punctul de vedere al unei femei în calitatea de primar. Dar nu, înainte de a vă ruga să ne vorbiți dumneavoastră, vreau să le spun telespectatorilor că există o monografie a comunei realizată de scriitorul și pictorul Florinel Agafiței, el însuși născut aici în Nănești. Învățat la școala gimnazială, fiul de profesori, profesori care s-au stabilit în localitatea noastră încă de pe băncile facultății. Cum au terminat, sunt longevivi, sunt profesori de înaltă. Deci domnii sunt, locuiesc aici. Da, locuiesc aici. Felicitări domnilor pentru copilul pe care îl aveți, pentru domnul Florinel Agafiței. Da, oameni deosebiți, oameni deosebiți, cărora le purtăm respect deosebit. Domnul profesor Tănăsache Agafiței a fost numit cetățean de onoare al 1990 al comunei Nănești. Deci în unanimitate a fost ales de populație. Deci vă spun că are un bun renume, la fel și fiul și familia în principiu. Domnul Florinel Agafiței e o persoană foarte activă, un om foarte talentat, un om foarte instruit. Are multe, adică a publicat multe cărți, are vernisaje multe, este un om special și mă bucur că, uite, acum țin în mână o carte scrisă de el. Valoroasă pentru noi. Valoroasă. Câteva cuvinte despre comuna Nănești, doamna primar. În primul rând să vă spun bun venit în comuna noastră, o comună cu oameni calzi și primitori, bun gospodari, bun creștini care își stimează și respectă străbunii și eroii neamului. Ce să vă spun, ca și istoric al comunei, putem spune că comuna noastră a luat parte la niște cercetări arheologice care s-au făcut în perioada anilor 1960-1970 și toate cercetările dintre acele vremuri au descoperit urme ale așezărilor umane de peste 5.000 de ani. Au fost descoperite diferite obiecte aparținând unor epoci istorice diverse. Exemplu neolitic, din epoca neolitic, cultura Cucuteni, și epoca fierului, epoca medievală, așa ca și atestare documentară despre Nănești se vorbește în actele de domnie cancelară a domnitorului Petru Rareș și asta însemna undeva prin anul 1529. Cam de atunci se vorbește despre comuna, Nănești. Da. Deci are un trecut clar, legendar. Legendar. Da, da, da. A legendar. Fost un reper, un punct foarte important, un punct foarte important pe hartă, ca să zic așa. A fost descoperit un promontoriu, o cetate de pământ, el este înscris în lista monumentelor, această cetate, acest punct mic Gorgan, este înscris în lista monumentelor istorice. Naționale, se află undeva pe malul Siretului, are o întindere de aproximativ 2 hectare. Această cetate, practic, din ce am înțeles de la localnici, ea se prezenta ca un labirint, ca un labirint, este acoperită cu un morman de pământ, de formă ovală. Există, da. Pe o distanță de 1,5 km, zona sunt semnalate situri arheologice. Comuna noastră
Când spunem vis-a-vis de emisiunea dumneavoastră, de proiectul dumneavoastră Vrancea Literară, Vrancea Pitorească, Vrancea Mioritică, da. Cel mai frumos județ din lume. Da, da, Vrancea, da. Pitorească, da. Mă gândesc imediat la munți, dealuri, păduri. Da. Comuna noastră, fiind la zonă de șes, suntem oarecum dezavantajați, dar nu atât de mult. Asta înseamnă că avem și noi. Aveți aproape. Avem și noi valori. Da. Comuna are o rezervație naturală înscrisă în situl Natura 2000. E un pasaj de păsări migratoare, un culoar unic în Europa. Ele vin pe timp de vară aici, păsările. Peisajul este mirific. Se află undeva la confluența râului Putna cu râul Siret. E foarte frumos. O să vedem și noi lucrurile astea, da, nu? Da, în zonă, sigur că da, în zonă sunt cam 100 de hectare de pădure, deci zona este prielnică pentru ele. De altfel, întreaga lunga Siretului este arie protejată pentru diferite specii de animale și păsări. Am văzut că aveți bălți aici, bălți, unde lumea prescuiește. Da, atracția al comunei sunt bălțile naturale. Satul Nănești, celebrele bălți, Sacu și Cărpănoaia, și la Călienii Noi, bălțile administrate de Agenția Județeană de Pescuit și Vânătoare. E vechiul crac al Putnei, amenajat special pentru pescuit sportiv și agrement. Este o zonă foarte frumoasă, este o zonă care poate fi valorificată excepțional, o zonă de tranzit. Până la Brăila sunt vreo 50 de kilometri. 58 până la Galați, la fel. Deci este o zonă excepțională în care cei care vor să investească, mă refer în primul rând la români. Există potențial. Există potențial, se pot face aici pensiuni, se pot face o mulțime și o mulțime de lucruri, mai ales că am observat că comuna este foarte bine îngrijită, am văzut că aveți asfalt peste tot, aveți... Da. Da? Din cele trei sate componente, comuna a beneficiat de fonduri de la Ministerul Dezvoltării și cel puțin două localități, Nănești și Călienii Noi, au fost modernizate, străzile au fost modernizate de fosta administrație. În prezent, noi am obținut un proiect pentru cel de-al treilea sat, respectiv satul Călienii Vechi. E un proiect care sumează asfaltarea 5,8 km de drumuri comunale. Suntem foarte bucuroși. Mulțumesc tuturor pentru sprijinul și pentru încrederea pe care mi-au acordat-o. În primul rând Consiliul Local, că a avut încredere în mine. Deci, în primul rând, s-a urmărit dezvoltarea economică socială a comunei și să pornim de jos, de la infrastructura mare. Care au fost gândurile cu care ați pornit-o la drum în calitate de primar, doamna? E unul din proiectele pe care mi le-am propus, dezvoltarea economică socială, continuarea dezvoltării economice. Dacă stăm bine și ne gândim și analizăm în timp, în anul 1902, în comună, am avut telefon, școala și jandarmeria. În 1902? În 1902, când a apărut telefonul, școala a avut telefon și tot la fel au existat de-a lungul timpului preocupări. Tot la fel, în 1920, a fost înființat iluminatul public. Aici, la Nănești. Și vreau să spun că de-a lungul timpului au fost preocupări. Poate fi amintit un întreprinzător particular care a făcut o fabrică de cherestea. Ideea a venit urmărind cu soția parcursul râului Siret, unde veneau foarte multe lemne, și iată că între anii 1000, până în colectivizare a fost realizat, până în 50, așa? Păi dacă îmi permiteți, aici văd la... Găsim, da. Dar vreau să subliniez că, deși a fost o afacere, această familie Tudorică a avut o contribuție majoră, adică benevol a donat și a construit biserica din satul Nănești și dispensarul uman, care este și astăzi foarte bine întreținut.
Și ce este unic, a înființat și o baie comunală la dispensar. Aici la... Da, la... da, deci unic în zonă. Da. Vedeți, habar deci, n-am avut, stimați da, de respectatori, da, despre lucrurile astea. Dar mă uitam în cartea lui Florinela Gafiței, da, unde vorbește despre Sfiret situată între ape, comuna Nenești, da, beneficiază de acestea în măsura posibilităților actuale. În trecut, de pildă, mai precis înainte de al doilea război mondial, Siretul era folosit mai ales drept cale de acces pentru coborârea lemnului până la, da, Dunăre, da, și la gaterele înșirate de-a lungul râului ce prelucrau masa lemnoasă. Deci. Și pe teritoriul actual al comunei, la trecerea înspre județul vecin Azgalați, în vecinătatea potului de peste Siret, se afla un gater ce prelucra lemnul. Siretul reprezintă cel mai important curs de apă în partea de sud a Moldovei, în bazinul căruia se află și comuna Nănești. Mai există gaterul ăla despre care vorbește? Nu mai există. Doar vestigii mai sunt. Deci, dumneavoastră aici, aducțiune cu apa aveți, nu aveți probleme sigur cu apa? Da, deci nu, alimentarea cu apă este realizată în totalitate. În cazul acesta, până la sfârșitul anului, sau cel puțin până la jumătatea anului viitor, va fi și infrastructura, mă refer la străzile asfaltate. Ați făcut deja proiectele? Proiectul l-am făcut, a fost aprobat, am semnat contractul de finanțare și pentru cel de-al treilea sat, component al comunei. Care este? Ce sat este? Călienii Vechi. Da, Călienii Vechi. Acolo mai aveți probleme cu infrastructura, da? Da, da. Și am obținut un proiect de asfaltare. Am vorbit și mai înainte de lucrul ăsta. Pentru noi este o mare, mare bucurie și o mândrie că am reușit să facem lucruri bune. Da, și am înțeles că aici se fac lucruri foarte frumoase pentru oameni. Ați invitat cu ocazia sărbătoririi unor oameni în vârstă, ați invitat personalități din lumea artistică. Vorbiți-ne despre lucrul ăsta. Singurul eveniment mai amplu pe care îl organizăm în comună este Ziua Comunei. Și ne-am gândit să le facem cetățenilor care, unii dintre ei, cel puțin cei mai în vârstă, foarte rar au ocazia să meargă să vadă un spectacol și să invităm artiști de renume al unor vremuri apuse, dar artiștii deloc sunt în vogă. Da, da, da. Aș enumera pe doamna Maria Ciobanu, doamna Irina Login. Am fost impresionată de ce au venit cetățenii în vârstă și au mers lângă scenă, cel puțin când a cântat doamna Irina Login, am stat și am observat, au mers lângă scenă și stăteau ca niște copii și fredonau melodiile. Ce frumos! Deci a fost o... Din a cui a fost ideea să... A fost ideea mea, ca să spun așa. Sigur, da. Sigur. Și când este Ziua Comunei? Când se face? Ziua Comunei a fost pe 8 septembrie, dar noi am hotărât, începând de anul trecut, să o facem în luna august, pentru că și-au dorit și cei plecați în străinătate, pentru că e un număr semnificativ de tineri plecați în străinătate și au vrut și ei să fie alături de familie și să vadă un astfel de eveniment. Și am hotărât oficial să fie în luna august. În august. Da. Poate suntem și noi pe aici, dacă nu sunt în concediu, să venim să filmăm Ziua Martirilor Brâncovineni. Ce frumos, da? Ca și, ca și titlul religios, sub egida acestui. Și facem în prima sâmbătă după Sfânta Mărie. Așa ne-am gândit. Toate comunele din jur au organizat de Sfânta Mărie, 15 august. Și merg cetățenii noștri, merg și în comunele. Cum v-ați gândit să organizați anul acesta? Tot așa cu invitați? Da, și cu... anul acesta trebuie să fie ceva special, bineînțeles. Este și un eveniment care se desfășoară sub semnul centenarului. Mi-ar face mare plăcere. Am lăsat o invitație, aștept răspuns. Participe alături de noi Ion Paladi. Sper să reușim. Așa. Și tot la fel o să invităm artiști de renume. Și ne-am gândit fiecărui și tinerilor să le facem o bucurie și celor mai în vârstă. Evenimentul, ca să zic așa, deci ne implicăm tinerii din localitate se implică foarte mult. Pot să spun că e ca o serbare mai amplă. Deci sunt atât de bucuroși să participe la aceste evenimente. Avem și un concurs care l-am lansat de la prima ediție, Frumoasa Comunei. E un concurs emis.
dar, ca să zic așa, mai original. Deci cu foarte mult talent și tinerii pun foarte mult suflet și mă bucur lucrul ăsta că se implică. La fel și comunității. Place așa ceva. Sigur că da, e da, foarte pentru că este frumos. Ziua comunii noastre și ei vin să-și vadă, vin să vadă nu numai artiști, dar să vadă și să-și vadă și copiii. Și copiii. Da. Doamna primar, vorbiți-ne un pic despre asistența medicală din comună, dacă este rezolvată, că văd că lumea se peste tot se cam vaită de lucrul ăsta. Asistența medicală la noi, deci nu este o problemă. Doamna doctor Onu Brândușa este longevivă și fidelă acestei comunități. Locuiește aici, doamna? Locuiește aici, doamna doctor. La dispensarul medical din Nănești avem un cabinet stomatologic, farmacie, de asemenea pentru satele Călienii Vechi un punct sanitar dotat, la fel avem și farmacie acolo, a fost primul obiectiv care l-am realizat când am intrat primar, pentru că în campanie electorală foarte mulți cetățeni din satul respectiv, fiind și puțin mai, o populație mai îmbătrânită, și-au dorit să aibă și în localitate o farmacie. Ceea ce este absolut. Da. Serviciile medicale sunt de calitate. Ce pot să spun mai mult? Un alt obiectiv pe care eu mi-am dorit să-l ating. Acum am făcut demersuri în sensul ăsta, este asistența medicală comunitară pe care o consider necesară, strict necesară. Am înființat postul de asistent medical comunitar, dar conform legii, finanțarea este asigurată de Ministerul Sănătății prin direcțiile de sănătate publică. Asistentul comunitar, bineînțeles, va avea o relație directă cu Direcția de Sănătate Publică. Nu am primit acea confirmare de finanțare până în prezent, dar sunt făcute demersuri. Mai insistăm pe... De ce spun așa? Pentru că populația fiind îmbătrânită are nevoie de sprijin. Sigur. Și de sigur. Monitorizare. Dacă ești la timp să-i dai primul ajutor, contează enorm, sau cel puțin să ne aducă nouă imediat informația din teren nouă și medicului de familie. Doamna primar, da. Doamna primar, spuneți-mi, știu că este o școală foarte bine pusă la punct și în ziua de astăzi. Școala este de mult înființată în comuna Nănești, cu profesori serioși, cu 1900, din 1900. Și știu că de aici s-au... Hai să spun așa, s-au ridicat niște oameni care au dus faima acestei comune. Sunt profesori universitari. Vorbiți-ne un pic și despre ei. Dintotdeauna au existat preocupări pentru școală. Deci citam și monografia domnului Florinel Agafiței și vedeam, de exemplu, a notificat despre bugetul comunei. Întotdeauna exista preocupare pentru achiziție, mobilier. Școala, bineînțeles, că a avut de suferit, că noi am fost undeva ca un nod, ca o interferență pe linia frontului. Aici a fost linia frontului Ajut Focșanii Nămoloasa. Dacă putem să mergem să vedem în zonă, unde au fost, cum au fost acel câmp de luptă distribuit, sigur, cu casemate, sigur, putem vedea lucrul ăsta. Școala, bineînțeles, și nu numai școala, a avut de suferit, dar au fost preocupări, profesori foarte buni, elevi foarte buni, olimpici, nu puteam... Asta în ultimul timp. Asta în ultimul timp. Dar, da, și au plecat din rândurile elevilor școlii de-a lungul timpului. Avem medici, profesori, ingineri, ofițeri, procurori și tot așa. Dar s-au remarcat în mod deosebit personalități ale comunei și avem doi profesori universitari, ambii profesori la facultatea, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, domnul Marin Constantin și doamna Maria Platon, care și-au adus o contribuție deosebită la... Și e o mândrie a comunității noastre,
dar și în istoria literaturii. Sigur că e o mândrie. Da. Și uite, la vezi pe Agafiței, care este punct de reper contemporan, fiind și scritor princean contemporan, însă este o personalitate contemporană. Este, să știți, așa este. Îi purtăm recunoștință pentru tot ceea ce a realizat și ne mândrim. Sigur că da, ne mândrim. Că... La ora actuală, în școala, în ce stadiu e, doamna? Școala arată, ca să zic așa, foarte bine, este bine administrată, deci putem să mergem și să vedem. Sigur că mergem. Din partea administrației există preocupare continuă. Anul trecut l-am reînnoit calculatoarele la laboratorul de informatică. Anul acesta, ieri am fost la Constanța și am depus documentele în vederea semnării contractului de finanțare pentru un proiect, comuna fiind afiliată la grupul de acțiune local Brancea Sud-Est, care vizează școala. Vom construi acolo o sală de festivități, un teren de sport cu vestiare, pentru că am identificat copiii nu au un teren de sport, sala de sport este deteriorată, nu pot fi desfășurate activități în sala de sport. N-aveți un obiectiv, mă scuzați, să faceți o sală de sport nouă? Da, în viitor, da, sigur că da, dar ne-am gândit acum să începem cu lucrurile acestea. Grădinița aveți grădinițe, aici? Două grădinițe. Grădinița Nănești e un colțișor de rai, grădinița Nănești. Au și un spațiu de joacă, la fel și la Călienii Vechi, sunt mai puțin copii, dar și acolo e amenajat un loc de joacă și tot la fel e un paradis pentru copii, da, ca să spun așa. Da, am fost prin județ, repet, Vrancea noastră e cel mai frumos județ din lume, da. Și am văzut multe grădinițe frumoase, cu copii deosebiți, cu părinți deosebiți, cu primari deosebiți, ambiții, oameni care se implică și care vor să... E mare lucru, să știți, să vezi că ai în fruntea ta un om care chiar îți vrea binele. Sigur, știți? Sigur că da. Doamna primar, eu v-aș ruga să mergem pe teren, pentru că acolo o să mai vorbim și să le arătăm telespectatorilor că tot ce am vorbit este autentic. Da, sigur. Vă mulțumesc frumos. Deci mergem pe teren, Vrancea pitorească, Vrancea mioritică, Vrancea excepțională, Vrancea cel mai frumos județ din lume. Și uitați, am avut astăzi bucuria să o am invitată pe doamna Nuții Balinca, primarul comunei Nănești. Numai două primărițe avem în Vrancea, amândouă persoane de mare ispravă. Este pentru o funcție de conducere cu greutate, cum sigur, este aceasta, sigur. Este, pentru o femeie este o provocare. Uitându-ne în jur, funcțiile de conducere sunt, în funcțiile de conducere dominați sunt bărbații. Dar tot femeile sunt mai mămoase, mai afective. Prin abilități de comunicare, abilități psihologice, judecată, factori de decizie, reușesc și femeile. Am uitat să vă spun, doamna primar... Mai ales când îți acordă încrederea populația. Și... Doamna primar este absolventa Facultății de Drept și... Uite, acum este în această postură care vă onorează foarte tare, să știți, dar în același timp aveți și foarte multe obligații față de cei care v-au ales. Sigur că da. Și eu sper să vă duceți... Tot ce facem, facem pentru cetățeni. Așa este firesc, așa este frumos, așa este omenește, așa este creștinește. Bun, o să mergem pe teren și o să mai stăm de vorbă la fiecare obiectiv în parte, da? Da. Vă mulțumesc, doamnă! Suntem în fața primăriei, plecăm pe teren. Unde mergem întâi, doamna primar? Mai întâi o să mergem la școala gimnazială din localitate, vom vizita și grădinița, apoi vom vizita și alte obiective de interes ale comunei. Abia aștept și să un văd element școala. De noutate, o să vreau să vă arăt un proiect, se lucrează la el, dar o să discutăm acolo, la fața locului, când o să vedeți și dumneavoastră. Un proiect pe care noi l-am gândit, am fost sprijiniți în sensul ăsta. Mulțumesc domnului președinte, că ne-a sprijinit domnul președinte Marian Obrișan pentru acest proiect. Noi o să ne străduim să fie la un standard de calitate superior, având în vedere serviciile care vor fi, în primul rând, servicii medicale acordate populației. Vorba de amenajarea unui punct de ambulanță, al ambulanței.
Vrancea. Mergem acolo și vorbim, să lăsa să fie surpriză. Mi-a plăcut părculețul pe care l-ați făcut lângă primărie, dumneavoastră l-ați... Și este intens populat, deci copiii după amiaza sunt prezenți și în toate momentele lor libere. Sunt prezenți și mă bucur foarte mult când îi văd. Am ajuns la școală, foarte frumos. Este, da, și este meritul cadrelor didactice și, bineînțeles, a managerului. Cine e director aici? Valentina Tofan. Doamna, este director, profesor, da. Da, profesor de istorie. În primul rând vreau să vă felicit pentru modul cum arată școala și curtea școlii. Este excepțională. Ne bucurăm, apreciați. Și îmi place și școala, am intrat înăuntru și mi-a plăcut. Vă conducem și la școală și la grădiniță, dacă aveți timp. Noi, datorită perseverenței, am avut rezultate deosebite și la nivel național. Eu personal am avut două rezultate la Olimpiada Națională de Istorie. Felicitări! Da, dintre care ultima fetiță a luat premiu special pentru cea mai bună lucrare a unui copil din mediul rural. Deci este mare lucru. De și ce le vă da dumneavoastră? De-a mea, de-a mea. Da, avem diplomele pe holul școlii. Sunteți de aici, din comună? Aici am crescut, aici am învățat și merg după principiul că omul sfințește locul, dacă vrea. Dacă vrea, dacă vrea. Și într-adevăr omul sfințește locul și am fost foarte încântată să văd că aveți un primar, o doamnă, că aveți primar o doamnă care este tare cu suflet și pentru tot ce... De aici, și doamna tot de aici și tot aici am învățat. Și vă sprijină, vă sprijină... Și punem suflet. Da, colaborarea este atât cât se poate. Fondurile nu sunt, nici la dânsa, nici la noi. Or să fie, eu sunt sigură de asta, nu? Sunt limitate, din păcate, dar cu mult cu puțin ne descurcăm cum se poate. Avem dovezi ale activităților extrașcolare, o mare parte din ele. Sunt și copii de la grădiniță și de la... Sunt, sunt. Integrăm toți copiii care avem cu mare drag. Și ce activități extrașcolare? Proiecte de voluntariat, multe am implicat pentru a-i face mai responsabili. Acolo aveți și o tabără de ecologizare, am stat cu ei la Vidra, la Corturi. Într-un an. Da. Sunt imagini și din momentele în care am plantat livada, care o vedeți dumneavoastră acum afară, din 2011. Proiectul tot de voluntariat a fost și s-a numit, uitați școala cum arăta în 2000, așa arăta. Unde? Acolo sus. Da? Așa arăta atunci când am fost numită director. Când ați fost numită director? În 2010. Din 2010 sunteți? 2010. Felicită. Așa arăta și acum afară ați văzut cum arată. Am văzut cum arată. Da. Așa sunt. Da, așa sunt copăcei. Era un firicel când ne-am plantat în 2011. Proiectul a fost derulat în parteneriat cu părinții și ne bucurăm despre ce. Și părinții v-au ajutat, da? Da. S-a numit Adoptă un pom pentru școala ta. Bună ziua! Dar ce frumoasă clasă aveți, stimată doamnă, ne scuzați că vă deranjăm, ne spuneți cum vă numiți? Toma Georgeta mă numesc, sunt învățătoare la clasa a patra. Învățătoare la clasa a patra, dar aveți niște copii drăguți aici, văd? Da, foarte drăguți. Da, da, o clasă foarte frumoasă, excepțională. Deci, poftiți? Toate clasele sunt... Domnule, Vrancea Pitorească e Vrancea Pitorească. Cele mai frumoase școli din lume, cei mai frumoși copii din lume, cei mai deștepți, cei mai frumoși profesori, cei mai frumoși învățători. Excepțional. Să știți că este, doamnelor, poftiți, doamna învățătoare. Vreau să vă spun, copii, că eu, știți televiziunea Atlas, da? La televiziunea, eu sunt mândră că am venit astăzi aici și că putem să arătăm telespectatorilor din lumea întreagă, pentru că suntem și televiziune online, să arătăm că la noi, în Vrancea, sunt niște lucruri foarte frumoase și niște oameni foarte, foarte serioși și voi aveți norocul să învățați într-o clasă ca asta, într-o școală ca asta. Bună ziua! Măi, ce copii disciplinați! Domnule profesor, ne permiteți, da? Bună ziua și ne spuneți și cum vă numiți. Costache Claudiu. Domnul profesor, ce predați? Matematică. Aoleo, mie mi-e frică de matematică. E un obiect superb, copii, dar trebuie să învățați mult ca să puteți să obțineți note mari. Nu e așa? Trebuie exercițiu tot timpul. Și trebuie să ai de la Dumnezeu talent. Așa este? Da. Așa este. Copii, la revedere, succes mult și asta e un laborator de istorie. Ce interesant, ce frumos. Ia uita, stimați telespectatori, ce de copii frumoși de la grădiniță care au avut ora de sport. Da? Da! Da!
Dumneavoastră sunteți domnul? Domnul învățător. Sunt copiii de la clasa 0. De la clasa 0? De la clasa pregătitoare, da. Vă descurcați cu ei, domnul învățător? Aș zice că mă descurc. Cum vă numiți? Da. Dumitrescu Bogdan Vlăduț. Deci Dumitrescu Bogdan Vlăduț. Da. Vă e greu să lucrați cu copii așa de mici? No. Nu. Mai sunt momente în care ei mai sunt așa mai gălăgioși, mai neascultători, dar în mare parte aș zice că mă ascultă și... E bine, adică avem progrese. Aveți progrese. Avem progrese. Dumneavoastră de ce ați fugit de aici? Că sunteți profesor de sport, am înțeles. Educație fizică, da. Educație fizică, cum vă numiți? Donici Paul. Domnule profesor, spuneți-mi, vă rog, ce faceți cu copilașii ăștia? Vă descurcați cu ei? Absolut, sunt copiii ascultători, îi formăm pentru educație fizică și sport. Da? E foarte bine. Deci sunteți mulțumit de absolut, absolut, da. Da, sigur, sigur. Sunt copiii cu care se pot face treaba. Mă bucur mult. La intrare e foarte frumos aici, la fel totul. Este. Da? Și toți musafirii pe care i-am avut au apreciat aspectul grădiniței. Chiar au fost de la inspectoratul școlar care au spus că este așezată și mai îngrijită. A fost doamna Amalia pe aici, da, doamna inspector. Și mai îngrijită decât o grădiniță din oraș. Așa ne. Ei, nu mai spuneți așa. Vai, dar ce sală frumoasă. Bună ziua, doamnă. Bună ziua, doamnă! Cum bună ziua! Numiți? Mazilu Daniela. Sunteți educator la educator la grădinița Nănești, da. Foarte frumoasă grădinița Nănești, foarte frumoasă școala de la Nănești, niște copii excepționali, clasele văd că arată foarte, foarte bine. N-avem timp să stăm mult acum, am vrut doar să le arăt telespectatorilor că, exact cum a spus și doamna director, că omul sfințește locul și, într-adevăr, ăsta este și un loc binecuvântat de Dumnezeu. Cum vă descurcați cu copiii? Foarte bine. Foarte bine. Da. Aveți o... Au frecventat 4 ani de zile unii grădinița și sunt... Sunt formați pentru clasa 0. Sunt formați, da, da. Aveți o grădiniță excelentă, să știți. Vă mulțumim. Felicitări. Vă mulțumim. Și copii foarte drăguți. Îmi permite să vorbesc un pic cu ei. Domnișoară, tu cum te numești? Daria. Daria? Da. Ce faci tu aici, Daria? Colorez. Colorez? Îți place desenul? Da. Știi să desenezi? Da. Da? Te-ai gândit ce ai să faci tu când ai să fii mare? Da. Ce? Vreau să mă fac doctoriță. Doctoriță, foarte frumos. Și tu cum te numești? Delia. Delia, tu ce vrei să te faci când ai să fii mare? Pictătoare. Ce anume? Pictătoare. Pictătoare. Vrea să facă, am mai învățat un pictătoare. Îți place să desenezi, da? Uh-huh. Și tu? Doctoriță. Doctoriță și tu? Polițistă. Polițistă. Și tu, mă, bărbate, tu ce vrei să te faci? Tot polițist. Bravo. Și tu? Încă nu știi, da? Bine, copii, succes, numai bine, la revedere. Foarte frumoasă școală. Unde mergem acum? O să mergem să vedem obiectivul care l-am propus, să îl închiriem și să-l folosim în folosință comună cu Serviciul Județean de Ambulanță. Este o remiză pe care vrem să o folosim în colaborare serviciile pentru situații de urgență cu asistența comunitară, dar și asistența medicală. Așa cum v-am spus, Serviciul Județean de Ambulanță ne-a solicitat închirierea unui spațiu. Veți vedea și interior, noi îl pregătim, îl vom folosi în comun. Deci am dat totodată o utilitate acestei clădiri care era veche și acestui loc, da, având în vedere că Năneștiu a reprezentat în timp un punct strategic. Aici văd că se lucrează intens. Totuși, se lucrează intens, da, vrem să aducem obiectivul la îndeplinire într-un timp cât mai rapid. Vom crea totodată un spațiu de cazare pentru persoanele, știu eu, aflate în dificultate sau urmarea unui eveniment neplăcut. Doamne ferește, un accident? Sigur că da. Sigur, excelent. Sau un dezastru, sau dezastre mai mult. Noi o să luăm și o auto specială pentru stins incendii. Așa. Aveți banii? O să-i avem, da, sigur că da. Dar repet, doamne, o clădire consolidată, bine o clădire. Da, este o clădire. I-am făcut expertiză. Clădirea 1955. Da. Făcută așa, cu simț de răspundere. Cu simț de răspundere, da. Am făcut expertiză, s-a dovedit a fi o clădire foarte solidă și acum noi aducem îmbunătățirile de rigoare. Și foarte utilitate. Frumos. Și dați o utilitate. Să rămână așa. Sigur că da, excelent. Să știți că sunt foarte multe clădiri care se deteriorează și nimeni nu le dă nicio atenție. Și uite, trebuie un pic de inițiativă, cum are doamna primar de la
Nănești. Era păcat ca această clădire să se piardă. Uite, îi dați o utilitate importanță deosebită. Felicitări, doamnă, și sunteți de dat exemplu, să știți. Doamna vrea să spună multe și are multe de spus. Din păcate, emisiunea e numai 2 ore în această cameră. Ce vreți să faceți? Spațiu pentru persoanele, ca să zic, defavorizate, urmarea unui eveniment neplăcut. Avem, da, este impropriu să spun așa, paturi suprapuse. Aveți paturi? Da, tot ce avem dotare pentru serviciu voluntar pentru situații de urgență și este păcat să le ținem și să nu le dăm folosință. Sigur, ca să zic așa. Doamnă, venim la deschidere, da. Sper că foarte repede. Cu mare drag, foarte repede. Da, foarte repede dorim. Ce frumos e, doamnă, aici. Da, este frumos. Balta este amenajată, e balta sacu, lac natural, este amenajată pentru pescuit sportiv și agrement. Da, deci dacă vreți, stimați telespectatori, sigur că da, comunei noastre au unde să pescuiască vrâncenii și în condiții foarte bune. E superb. Azi e o zi mai defavorabilă, ca să zic așa, pentru pescuit. Bate vântul, dar bălțile sunt pline, în weekend, în vin. Da, vine lume aici, sigur, da? Sigur, da? Se sigur. Prinde pește. Da, da. Se prinde. Dacă îmi permiteți, văd acolo niște bărci. Văd niște bărci. Da, da, zici că ești pe malul Dunării undeva, în delta. Da. Ia uite, zici că ești în delta aici, e foarte frumos. Chiar dacă, fiind în zona deșez, suntem oarecum defavorizați. Prea multe puncte vis-a-vis și de proiectul dumneavoastră, Vrancea Pitorească. Dar totuși nu suntem de neglijat. Da, nici uite, Vrancea Pitorească. Dar da, este Vrancea Pitorească. Uitați-vă ce frumoasă. Zici că ești în delta. Excepțional. N-am fost niciodată aici, să știți, să cobor. Așa, am trecut cu mașina, dar n-am văzut așa de aproape. Suprafață de 30 de hectare. Aproximativ 30 de hectare, această baltă, mai e încă una cărpănoaia, îi spune tot așa 30 de hectare. Strada industriei și, ca să zic, platforma industrială a comunei. Avem aici, așa ceva? Da, o fabrică de mobilă, una de papetărie, o fabrică de prefabricate. Ia uite, deci aveți impozit serios la obiectiv, la primărie, da? Sigur. Își plătesc taxele acești da, oameni? Da, da, sunt oameni serioși. Și vă ajută cu ceva? Toți sunt aici din 1990, desfășoară activități. Tot la fel mulțumim pentru longevitate și că au ales Năneștiu. Și în timp nu s-au răzgândit. Fabrica de mobilă face și export. Da. Ulterior, mai în capăt, o să avem fabrica de papetărie. Ia uite, deci se desfășoară activități serioase în această localitate. Da, aici, unde avem stegulețul. Fabrica de papetărie? Papetărie, da. Așa, și imediat în vol spre, o să vedem fabrica de prefabricate și depozit de materiale de construcție. Vă spun, mie îmi place că este asfalt peste tot, doamna, asta este mare lucru. Este mare lucru, este mare lucru. V-am zis, cele două sate este meritul fostei administrații, dar și contribuția noastră a tuturor. Noi am reușit și pentru cel de-al treilea sat, deci comuna o să fie, o să arate foarte bine. Da, asta înseamnă că preocuparea a fost și va fi întotdeauna să ne dezvoltăm. Este, să știți, se simte acest lucru de cum intri în comună. De, vă spun, a fost o surpriză pentru mine vizita aici și am aflat... Naturală, pășunea naturală. În stânga e o pășune naturală, da? Oamenii, în principiu, se ocupă cu creșterea animalelor. Cea mai dominantă rasă fiind oaia. Avem peste 4.000 de capete, da, de ciobani, opine. Aveți mulți ciobani. Avem, uitați, câmpul e plin deja. Da, domnule, ce frumos e. Bovine mai puțin. Deci activitatea de bază a oamenilor este... Agricultura, cu siguranță. Terenurile comune se lucrează la capacitate maximă, la un standard, ca să zic așa, foarte dezvoltat.
majoritatea societăților și-au făcut proiecte, și-au luat utilaje. Drumul ăsta unde duce? La Nămoloasa. Drumul duce la Nămoloasa. O să vreau să vă arăt unde a fost linia frontului. Deci ajut Focșan-Nămoloasa și cum Nănești a fost la mijloc, ca un reper, ca un punct de legătură. Dar ce frumos drum, excepțional, n-am fost niciodată pe aici, să știți. Este drumul 204, drumul județean. Uite, Vrancea Pitorească. Era citat de domnul președinte, Marian Oprișan, drumul județean 204. Da? Da. Felicitări, este superb. Și știți ce se întâmplă, doamna primar? Foarte puțină lume, nici eu n-am venit pe aici. Da. Confluența se varsă în râul Siret. Uite ce frumos, Vrancea Pitorească, repet. Pășunile noastre... Foarte puțină lume știe, uite, despre acest drum, eu habar n-aveam, de exemplu. Este minunat și uite ce frumos se vede râmnicul în stânga, da? Da. Și acum intrăm în comuna Nămăloasa? Da, dar o să mergem, e tot pe teritoriul nostru, deci unde o să vă duc să vedeți cazematele și cam cum a fost, cam cum a arătat această, și ce a mai rămas din... vestigiile celui de-al doilea război mondial. Vai, superbă zona. Este superbă. Suntem la hotar între comuna, cu hotarul comuna Nănești cu comuna Nămoloasa. Acesta de aici, bine că s-a colmatat în timp, este canalul antitank. Aici a fost, da. A fost, da, linia războiului. Peisaj de luncă, este arie protejată. Aici a fost linia frontului, aici s-au dat bătălii grele. Da? Aici în cel de-al doilea război mondial. Uitați vestigiile, cazemate. Cei care lucrează terenul au mai descoperit și urme, proiectile și obuze. Deci o zonă încărcată de istorie. De istorie, încărcată de istorie, da. Așa că trebuie să o faceți să fie cea mai frumoasă zonă din Vrancea. Sigur că da. Aici este un punct unde inspectoratul pentru situații de urgență detonează tot ce se găsește, proiectil, pentru că dacă a fost... Aveți contract cu ei sau... Nu. E un punct care l-am dat noi, l-am acordat noi pentru să-l poată folosi pentru astfel de situații. Când se detonează, se ia toate măsurile de siguranță. Da. Nu, dar uite ce frumos e, nu vine să cred că e așa frumos. Nu mă așteptam să fie așa o frumusețe aici la Nănești și e păcat că noi, locuitorii județului Vrancea, nu știm foarte multe lucruri despre județul nostru. În drumul nostru o să vedem un copac, un plop, plopul mare, drag mie și cetățenilor din Nănești, confidentul lor, da? Ca să zic așa, da, este un... E monument al naturii. O să-l vedeți, e reper și al armatei. O să-l vedeți, are peste 80 de ani. Am vrut să stabilim vârsta, am făcut cercetări, se pare că ar avea cam peste 80 de ani plopul. Și este confidentul tuturor? Da, toți. Au trecut pe aici, toți îl înconjuram, eram încântați, 5-6 copii ne străduiam ca să-l înconjurăm. De ce e cu plopul ăsta? Da, este monument al naturii. Uitați, este în mijlocul pășunii, ca să zic așa. Este reper pentru armată, pentru... Da, este protejat. Ați făcut o activitate vreodată aici să scoateți în evidență? Nu, n-am făcut, dar o să fac, să știți. O să iau în calcul. Da, ar fi foarte frumos, că aveți spațiu, este nemaipomenit. Vai, ce frumos! Cât are plopul ăsta? Am încercat să-i stabilim vârsta. Peste 80 de ani, nimeni nu poate să precizeze cu exactitate. Vai, ce Oricum frumos este impresionant și mi este foarte drag. Deci unde suntem aici? Pe un dig, da? Da, suntem pe digul de apărare. Ați mai avut probleme cu apa, doamna, inundați? Da, mai fost? Da, zona a fost vulnerabilă, ca să zic bine, digul foarte mult a protejat. Era și necesar, dar totuși în 2005 furia apelor a lovit,
foarte distrugător, ca să zic. Doamnă, așa, vreau să vă... Nești a fost aproximativ refăcut 75% din după inundațiile din 2005. Eu am fost atunci la inundațiile din 2005, am filmat și ce m-a impresionat negativ, și mă scuzați că vă spun lucrul ăsta, veniseră băieții ăia, soldați, tineri de la jandarmerie, de la poliție, de la armată, și la cârciumă stăteau oamenii și beau bere. A fost, erau voluntari inclusiv din străinătate, din da. Cehia, da. Și tot la fel și ei au rămas impresionați. Așa este, din păcate, știți cum, omul sfințește locul, dacă vrea. Da. Și dacă poate. Sigur. Urmăream un sondaj efectuat în comuna noastră. M-am uitat pe el, zic, ce-și doresc locuitorii acestei comunități? Locuri de muncă. Există potențial? Sunt fabrici la noi, fabrici de mobilă, puncte de alimentație publică, societăți care fac producție. Deci potențial există. Se duc să lucreze. Nu vor să muncească. Au stat, da. unii au stat afișe de la fabrica de mobilă că angajează muncitori. Deci vreau să spun, jumătate de an nu s-a dus nimeni, unul singur s-a dus, salutat ideea lui, era la ajutorul social, l-am apreciat pentru ceea ce face, a renunțat și a mers și a lucrat la fabrica de mobilă. Trebuie să te gândești și la viitor. Așa, ajutorul social este o soluție pe moment. Sigur că pe viitor, da. Nu și pe viitor. Da, e ciudat că vin și mulți că n-au potențial, și de asta zic că își doresc locuri de muncă, dar în momentul în care te confrunți cu realitatea, vezi că nu merg să lucrezi, atunci nu mai știi ce să mai crezi. Podul care duce la Galați din partea asta, uite, are ce de peste 120 de ani, este foarte solid, e o, ca să zic așa, la arhitectură o contribuție și a străinilor, a germanilor, a rușilor, a italienilor la construcția acestui pod. El a fost distrus în timpul primului război mondial, refăcut ulterior, vedeți că are se văd două tipuri de arhitecturi. Deci acolo... Mergem pe lângă stația hidrologică Lungoci. Acolo cea, Lungoci, da, de la cotele apelor. Regizează și se transmit debitele, da. Da? Sigur. Uite, nici asta nu știa lumea, vă spun categoric, da. Da. În 2005 aici era o imensitate de apă. Știm. Deci când a venit siretul învolburat, apa era sus la dig. Era o imensitate, nu se mai vedeau copaci. La cealaltă, a Lungociului, este plajă. Pe timp de vară vin la scăldat. Da, și nu e, dar e cam periculos totuși. Acolo nu, la noi da, pentru că este foarte adânc aici la noi și are grope, are... Da, dar uite ce frumos, este da. O plajă superbă, să vede de aici nisipul. Superbă, da, sigur. Da. Doamna primar, vreau să vă spun că aici ar trebui să stăm o zi întreagă și ar trebui să facem 5 emisiuni una după alta. Da. Să arătăm telespectatorilor ce minunăție este. Lunca Siretului, aceasta este Lunca Siretului. Terenul este foarte bun, deci tot ce este teren arabil, v-am zis, se lucrează la, de o calitate superioară. Câte lucruri se puteau face aici, câte restaurante, câte hoteluri, câte... E o zonă de agrement excepțională. Aici avem, e o stație, stație de, nu de pompare, de, ca să zic... punctul de alimentare al bălților din Nănești. Aici, Baltasacul, da. Și Cărpănoaia. Bineînțeles că pentru aceste bălți a fost realizat un proiect. Au fost reconstituite și amenajate printr-un proiect pe fonduri europene. Uitați, în vizor avem Gorganu. Acesta este punctul din față, Gorganu. Așa, deci, dedesubt cetatea de pământ, acoperită cu un morman de pământ de formă ovală, așa cum se vede. Aici este întreaga istorie a Năneștiului, milenară, ca să zic așa. Și s-au găsit o mulțime de obiecte,
amfore romane, ceramică din diferite epoci, din diferite timpuri, dinainte erei noastre. Care sunt acum la Muzeul din Iași. Un singur obiect unic pentru zona Moldova descoperită este vasul sferoconic, depus tot la fel la Muzeul de Istorie Iași. Acel vas era folosit în antichitate de vechi greci ca un proiectil sau ca o grenadă de mână în timpul războiului. Ulterior, acel vas a fost folosit la transportul mercurului, care era folosit în rezolvarea unor probleme medicale, da, pentru boli mai grave, ca să zic așa. Acesta este. Deci aici suntem peste. Acesta este Gorganul. Acesta este Gorganul, da. Înscris în lista monumentelor. Dacă s-a pus porumb pe el. Da, a fost terenul redat agriculturii. Bine, nu se fac explorări sau este interzis, dar așa în principiu este lucrat. Suntem la Călienii Noi, la bălțile de la Călienii Noi, amenajate pe vechiul crac al Putnei. Da, e o baltă amenajată a cuiva? Asta iarnă, foarte multe lepede erau aici, au poposit, frumos, vremea, da? A fost și prielnic, a fost iarna mai blândă, foarte frumos, da. Chiar și este și influența frumos. Rezervației naturale, pe care o să o mergem să o vedem acum. Văd că și pe aici este asfalt. Da, sigur că da, este modernizat cu fonduri europene, SAPARD, în anul 2000. Făcut de Consiliul Județean? Da, sigur, și administrația locală, că este un drum comunal, cu sprijinul, bineînțeles, a Consiliului Județean. A, deci e drum comunal ăsta. Da, este satul Călienii Vechi. Un sat liniștit, frumos, curat, căminul cultural. Aici e căminul cultural, da. Un spațiu de joacă. Ulterior avem mai în față dispensarul cu farmacia, punctul sanitar, aici, pe partea stângă. Uitați. Da, aici e un punct sanitar. Da, punctul sanitar, da. Cu farmacia. Da. Drumurile pe care urmează să le facem noi. Noi acum suntem în faza de pregătire a licitației, pregătim documentația. Cum vă numiți? Balosin I. Grigoraș. Domnul Balosin, ce vârstă aveți? Mă lăsați să vă întreb. Da. Câți ani aveți? La 2 octombrie fac 87. Mulți înainte, dar ce bine arătați și văd că munciți în curte în continuare. Da, da? Pot. Munciți, da? Da. Foarte frumos. Cât pot. Cât puteți. Am auzit că știți poezii, da? Da. Ce poezii știți? Păi, să-i număr acum. Sergento, ultima rugăminte. Rugăciunea de urmă. Eschilav tot, un cerșetor, te întorci acum acasă și ce pecior frumos erai, dar oricum ești, ce-ți pasă? Tu vei vedea iar satul tău și casa voastră. În vale și bata mama îți va ieși plângând în cale. Dar eu rămân să mor pe aici cu lipsele păgâne și parcă simt că n-am să apuc să văd ziua de mâine. Cu 20 deodată în care la groapă mă vor duce și mare Domnul de va avea la cap o cruce. Noi de copii ne știm și am fost ca frații, ba mai bine, eu de-am avut un singur ban, l-am împărțit cu tine. Și tu cu gura foc prindeai să-mi dai ajutorare, să te răsplătească Dumnezeu, că e bun și mare. Și auzi, te-o întâmpla în sat de-a mea venire. În loc de adevăr să spui că n-ai de mine știre, că n-am fost la un regiment. Ori spune-le ce-ți place, că pentru ei, ori viu, ori mort, totul o face. Iar dar, linei de s-ar întâmpla să... Dar, mami, Doamne, cum să spui credința să o înșele? Să spui că m-a lăsat rănit la turnul Măgurele. Și voi sose cât de curând, ascultă-mi rugămintea, că mama, dacă ar ști că-s mort, și-ar pierde minte. Iar linei de s-ar întâmpla să vă întâlniți vreodată, să-i spui că sănătos și-aș vrea să o aflu măritată. Tu uite-te în ochi să vezi, o doare, ori nu doare. Și dacă vei vedea o stând nepăsătoare, să spui că m-a lăsat rănit pe umedele paie și doctorul în carnea mea adâncă brază taie și de dureri eu mă izbesc și urlu ziua întreagă și că am murit gândind la ea că mi-a fost dragă. Și dacă ochii ei atunci mai tulburi să vor face, nu mângâia,
e de prisos, te rog să o las în pace. O frunză veste de, nu dă cuvânt să zici că-i toamnă. Și o lacrimă în ochi ei, nimic nu înseamnă. Și acum dă mâna, a sunat... Și auzi acum, a sunat gornistul de plecare, duoltului din partea mea, o caldă salutare. Și ajuns în țară, eu te rog, fă-mi cel din urmă bine. Pământul țării să-l țăruți și pentru mine. Excepțional, păcat că nu se mai învață George Coșbuc în... Sigur am că cartea, da. Am cartea, ai cartea am și mai cartea. Și alte poezii, n-avem timp acum să le spui pe toate, dar eu te felicit, ești un exemplu pentru copiii care ar, și pentru școală în general, care ar trebui să învețe despre... Avea să... și dânsul trei feciori și au plecat, toți trei deodată la tabără. La tabără, sărmanul tată, ce griji pe dânsul, ce fiori, când se gândea că e greu războiul. N-ai timp să simți că mori. Te felicit în tot sufletul și o să venim într-o zi să facem o emisiune numai cu matale, să ne spui poezii și să discutăm despre alt... O să vedeți acum rezervația, o zonă, din punctul meu de vedere, mirifică. E la fel o vărsare a putnei în râul Siret. Avem cam aproximativ 100 de hectare de pădure și zăvoaie. Aici, doamnă, nu-mi vine, iarăși nu-mi vine să cred că sunt în județul Vrancea, parcă zici că ești la Letea, în delta. Da, este lunca Siretului, pe malul Siretului, dincolo e comuna Liești. Pădurea de la comuna Liești, o să mergem mai departe și o să vedem rezervația naturală Lalu și unde se varsă râul Putna, râul Siret, de asta zic eu, un peisaj mirific. Este declarată aici zonă umedă, arie protejată. Aici s-ar putea construi ceva, de exemplu, pentru agrement? Da. Permite pământul? Da, da, sigur da? Că da. Da, 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 da. Probleme. Nu este, n-ar fi în pericol. Bine, totuși, e zonă inundabilă și... Păi asta este, nu, vedeți? Nu, nu. Dar un dig nu se poate face, da. Ceva mai... E digul, dar uitați, e distanța foarte mică dintre râu și da, dig. Da, e cam mică. Da, da. Doar ulterior și să ai ca și dincoace de dig, să zicem, faci construcția și să desfășori oarecum activitatea... Ar fi foarte frumos, vă spun, este o imagine de basm aici, foarte frumos. Pe cât se întinde, doamnă, adică spațiul dumneavoastră al comunei? Pe o suprafață de 4.950 de hectare. Aceasta este suprafața administrativă, din care 3.400 de hectare o reprezintă terenurile arabile. Am zis lucrate... În totalitate și la standard de calitate. Avem cam aproximativ 130 de hectare de pădure, din care cam 60 sunt particulari și restul aparține de ocolul silvic. Primăvara este chiar și acum spectaculos, deci atâtea păsări viu colorate și atâtea triluri, este, nu... Ai impresia că ești în delta, v-am spus de la început. Foarte, foarte frumos. Da. Deci avem râul Putna, care vine, de la munte. Da, sigur că da. Aici se varsă în Siret. Acesta este cursul Siretului. Rezervația, uitați, este undeva aici, în amplasată pe malul Putnii și al Siretului. Se aude deja, dacă... Da, da, da. Păsările, da. Dar văd că este și plaja acolo, doamnă. Da, și plajă, sigur. Se și pescuiește aici. Și cum se ajunge aici? La plajă. Pe la plajă, cum poți să ajungi? Trec cu barca, trec în not, dar deci nu este o zonă, ca să zic așa, autorizată. Păi dar, încercați să o faceți autorizată. Da, da, sincer, da, așa ar fi bine de amenajat, să zicem așa, o zonă de îmbăiere. Putna nu este foarte mare, nu este periculoasă, ar merge. Nu este Putna periculoasă? Noi avem aici, ca să ajungem în această rezervație, avem și 200 de hectare de teren agricol. Deci trebuie să ocolim și să venim undeva prin comuna Vultru. Cândva a fost un pod și un pod de pontoane, un pod plutitor, dar n-a rezistat furiei Putnei. Când vine, da, sigur da. Că dacă vine mare, ea vine foarte vijelioasă. Și atunci cetățenii din localitate ne-au spus măcar o punte, să trecem și noi să ne vedem locurile. Terenurile sunt lucrate, sunt arendate. Sunt lucrate, sunt lucrate, da, sigur că da, sunt arendate. Dar în pădure nu se poate ajunge?
În pădure tot la fel. Trebuie să trecem în nod. Sau trecem cu barca. Fiecare emisiune mi-aduce foarte multă bucurie în suflet, pentru că din ce în ce constat că avem un județ nemaipomenit și avem și oameni serioși, oameni care vor să-l facă așa cum trebuie. Mă bucur foarte mult, să știți. Da. Ce să zic? O să încercăm să le punem în valoare mai mult, mai serios, ca să zic așa. Că e păcat ca ele să rămână în anonimat. Știu doar locuitorii comunii, dar pot afla și alții și pot veni și le pot vizita. Le pot vizita, poate să cumpere pământ, poate să clădească, pot să construiască, pot să facă foarte multe lucruri bune. Unii aleg de la oraș, cel puțin din Galați. Avem câteva familii care s-au stabilit aici, au venit și au cumpărat căsuțe aici. Și sunt, adică se bucură de liniște, au toate condițiile, apă, telefon, o să facem și drumuri la cum. Au... Dar văd că majoritatea drumurilor sunt făcute, nu? Da, da, drumurile comunale, uitați, străzile o să le facem noi. E proiectul nostru pentru care lucrăm la documentația pentru licitație acum. În decembrie am semnat contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării pentru modernizarea acestor străzi. Deci chiar sunt condiții și una peste alta e ceea ce-ți doresc cel mai mult. Liniște. Sigur. Și puțin frumos. Nu e mult frumos aici în zonă. Este o zonă care poate fi, eu știu, să fie la nivel mare de tot, aranjată și recondiționată. Este foarte frumos. Domnul Nicu Grecu, de mult am vrut să ajung aici, o curte superbă. Cine se ocupă de curtea asta? Eu singur? Personal, pensionarul. Da, ești nou pensionar, tânăr pensionar, tânăr, da? Pensionar, da, da. E bine să fii la pensie? Doamne, e bine. E bine, dar trebuie să te ocupi de ceva, nu poți stai. Să știi că unul dintre motivele pentru care am venit să fac emisiune cu doamna primar a fost Carmen, soția ta, care mi-a spus: du-te și la primărița noastră, că e o fată așa de drăguță și corect, așa corect, e. Așa este. Așa, așa este? Da. Corect. Deci n-a exagerat, Carmen. Nu, ne cunoaștem, vă cunosc pe doamna. Sper să facem ceva în comuna asta. Păi să vă ajute Dumnezeu, pentru că potențial este. Da. Sunt și oameni deosebiți. Primărița văd că este cu mult suflet pentru voi. Și uite, vai, da, ai o casă foarte frumoasă și o curte foarte frumoasă. Abia aștept să vin în vizită, stau da. Mai mult. Da, vă mulțumesc. Poftiți, veniți la noi. Păi la voi vin. Da, bineînțeles, nu sunteți voi prietenii mei? Da, da, corect. Comuna are oameni de ispravă. Bun gospodari. Într-adevăr, ia uite și un cățeluș frumos. Cum îl cheamă pe cățeluș? Lisa. Lisa, e o domnișoară sau e o doamnă? Domnișoară, domnișoară. E domnișoară. Domnul Grecu, îți mulțumim da. Mult. Iartă-ne că am dat buzna în curtea. Nicio problemă, mai poftiți pe la noi. Venim cu drag. Doamna primar, ne-ați dus prin niște locuri excepționale. Se pare că aici chiar sunt niște obiceiuri care se mențin, sunt niște oameni. M-a impresionat domnul cel în vârstă care ne-a recitat Coșbuc. Am ținut în mod special să-l cunoașteți și poate o să mai facem o emisiune. Deci v-am spus, în comuna noastră există potențial. Eu mă bucur că am făcut parte din proiectul dumneavoastră și că într-adevăr și noi cei din zona de șes avem puncte de atracție. Dar multe puncte. Să le pui în valoare. În perioada imediat următoare o să ne ocupăm și de lucrurile astea, că este păcat să rămână în anonimat. Ați văzut și dumneavoastră tot ce a fost. Foarte. Vă așteptăm în localitatea noastră cu mare, mare drag. Eu vă felicit în tot sufletul. Am remarcat că sunteți un om care vă puneți sufletul la bătaie pentru binele acestei comune. Să dea Dumnezeu să aveți succes și să dea Dumnezeu să înfăptuiți toate cele pe care vi le-ați propus. Să ne ajute Dumnezeu, da. Deci eu am venit în fruntea acestei comunități să fac treabă și nimic altceva, să continui dezvoltarea economică, socială a comunei, pentru că această preocupare a fost dintotdeauna, din cele mai vechi timpuri, comuna să arate bine și... Și să știți că, într-adevăr... Oamenii să se simtă și ei bine, importanți că facem ceva pentru ei, asta e un lucru mare. Și într-adevăr este o comună... Încredere în mine, știu ce fac, într-adevăr, nu este atât de simplu,
trebuie lucrurile să le urmăm pas cu pas, în pași legali, dar îmi doresc să aibă încredere în mine că eu îi respect și voi face tot ceea ce consider că este bine pentru dânsii. Da, se pare că e o comună de mare tradiție, o comună foarte serioasă, cu oameni foarte serioși. Mi-a plăcut și școala, și directoarea, și copiii, și modul cum sunt îngrijiți. Școala arată, curtea școlii, care este nemaipomenită, grădinițele. Să vă ajute Dumnezeu să fie bine și mai venim pe la dumneavoastră. Felicitări! Mulțumesc! Vă așteptăm cu mare, mare drag. Oricând, oricând treceți și pe la noi prin localitate. Cu mult drag! Vrancea pitorească, Vrancea minunată, Vrancea nemaipomenită, Vrancea excepțională, Vrancea cel mai frumos județ în lume. Astăzi ați văzut comuna Nănești. La revedere, stimați telespectatori!